Joacă Dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM pentru 800 de euro în această dimineață. Alexandru e cu noi. Bună dimineața, Alex. Bine venit. Bună dimineața, băieți. Salut, Alex. Bună dimineața, ascultătorilor. Salut. Am puține emoții, dar sper să scăpăm de ele. Deci la birou? Că sună un fix. Sunt la birou, da, sună un fix. Cu ce te ocupi? Ajută la emoții, să știți. Cu ce te ocupi? Sunt consilier la o instituție publică. Excelent. Bine, e venit. Bine, au venit din nou consilierii la Dublu sau Nimic. Da, ultima dată n-a fost grozav, dar poate cine știe de data asta. O mare parte din ascultători. Da. De data asta, frate, spălați rușinea, răspundeți la tot, luați bănuții, vă bucurați. N-a fost cea mai bună experiență, dar Alex, ești cu colegii? Da, sunt cu colegele. Câte colegi? Trei colegi am. Trei colegi. Bună, fetelor. Gălăgie. Bine, foarte mult entuziasm în dimineața asta, la fel și pe fețele noastre. Ne puteți urmări live din studio pe pagina de Facebook Radio Europa FM, unde jucăm dublu sau nimic. Mai ai ceva întrebări, Luca? Auzi, Alexandru? Da. Ultima echipă de consilieri care a participat la dublu, dacă mi-aduc eu bine aminte, s-a împiedicat la culorile drapelului Bulgariei sau Serbiei, nu mai țin minte exact, dar erau culorile unui drapel și au greșit tocmai că s-au consultat prea mult între ei, consultanții, știi ce zic? Adică să te concentrezi, să răspunzi în cele 6 secunde, chiar dacă primești ajutor din partea fetelor, e în ordine, dar să te concentrezi să dai răspunsul tu și să te încadrezi în timp, da? Sigur. Bine, Alexandru. Hai să începem. Mult succes! 100 de euro. Pentru 100 de euro în dimineața asta, Alexandru, spune-ne din ce formație a făcut parte John Lennon. Beatles. Am mai avut emoții. Ai zis că poate nu te gândești la Beatles. Consilierul meu... parte, dar... Mai știi vreo formație din care a făcut parte John Lennon? Nu. Consilierul nostru muzical, George Zafiu. Da, bine, mă, bine, bine. Poate să vă mai spune cel puțin două. Ai 100 de euro în dimineața asta. Zi-mă, unde am mai... The Quarrymen și Nuvu și Plastic Ono Band cu soția, cu doamna soție. Am înțeles. După Beatles. Aia a fost tragic. Da, a fost o formație, ce să-i... faci. Ai 100 de euro. Bravo, Alex! Yeah! Mergem mai departe. Mergem, Alex. Hai. 200 de euro. Alexandru, trebuie să te miști un pic mai repede decât la prima întrebare, că ne dai emoții cu timpul. Și să ne spui pentru 200 de euro... În ce galaxie se află planeta noastră, Terra? Calea Lactee. Ești pasionat de... Calea Lactee? Calea Lactee. Ești sau... pasionat de lapte? E sănătos. Este. Sănătos și răspunsul. Dar, cu prețul de acum, nu e sănătos pentru buzunar. Adevăr că s-a scumpit teribil laptele. Serios. Da. E unul dintre produsele care s-au scumpit cel mai tare. Dintre astea de bază. Da. Și acum poți să mergi la 400 de euro să cumperi totuși o cantitate însemnată de lapte, Alexandru. Colegile zic să mergem mai departe, așa că mergem mai departe. Asculți întotdeauna de ele? Nu. Tata asta nu-și asumă răspunderea. Bine, mergem atunci mai departe. 400 de euro. Alexandru, câți ani ai? 30. Mulți înainte. Sunt un consilier tânăr. Da, ai viitorul în față. N-ai prins evenimentul despre care vom vorbi acum, dar ar trebui să știi. Alexandru, pentru 400 de euro, la care ediție a Jocurilor Olimpice a luat Nadia Comăneci primul 10 din istorie? De la Montreal. Cred. În ce an? 1900...
Da. 7-6. Doamna. 7-6, da. Aha. Morel, cred. Ce variante mai aveai? Nu, asta. Te-ai orientat bine. Răspunsul e corect, ai 400 de euro. Bravo, Alexandru. E bine că n-ai ascultat de... N-a fost complet, dar a fost corect. Adică era suficient dacă spuneai ori Montreal, ori 1976, așa s-a decis. Dacă le spuneai pe ambele cu atât mai bine, ai spus oricum și anul ceva mai târziu, dar Montreal, ediția de la Montreal, acolo a luat Nadia Comăneci primul 10 din istorie la gimnastică. Da, au spus la multe marginile și... Mm-hmm. Și acum, Alexandru, cu felicitări pentru parcursul de până aici. Te așteptăm la ultima întrebare pentru 800 de euro. Bănuiesc că fetele sunt fierte să mergi mai departe. S-au schimbat politica. Nu cred. S-au sucit? S-au sucit. Le-ai promis ceva? Pizze? Ieșiri în oraș? S-a obligat. Obligat. Vreți să vă conciliați între voi? Aveți, aveți câteva secunde să stați de vorbă dacă vreți. Să vă gândiți dacă mergeți mai departe sau nu. E important, ați câștigat împreună cumva. De fapt, tu ai câștigat 400 de euro, dar poți merge mai departe la 800. Da, titularul e categoric. Alexandru. De data asta, adică nu putem spune altfel. Ce zic fetele? Ce zici tu? Ce faceți? Merge mai departe. Merge mai departe! 800 de euro. Speram să se concentreze Alexandru, dar se concentrează Luca mai mult. Îl vezi ce serios e? Cu literatura cum stai, Alexandru? Prost, pe foarte prost. Atunci alegeți o consilieră. Talentată în domeniu. Foc. Nu vrea niciuna. Hai. Mergem? Hai. Hai, bine. Uite, pentru 800 de euro, Alexandru, trebuie să ne spui cum se numește personajul principal din opera lui Homer, Odiseea. Iliade. Nu, Orfeu. Mi-a plăcut Iliade, cum ai gândit? Nu. Nu, mă, s-a emoționat. S-a emoționat, da. Orfeu a zis, nu? Orfeu, a zis Iliade și Orfeu. Pe care mergi? Orfeu rămâne. Al doilea. Orfeu, e ultimul zis. Dar fetele niciuna nu... Haide, mă. Mai greu cu mitologia, în direcția... Soțul Penelopei, dragă. Vasile. Măi, Alexandru. Da. Bardem? Băi, dar ce rău îmi pare. Ulise. Serios. Ulise. Da, Ulise era. Ulise, care a plecat el pe mare. S-a legat de catar. Da, cu luna de aur, așa e. Luna. Luna, a zis. Da. Luna, luna. Să băgați luna? Da, nu. Nu, luna. Da, luna de aur. Erau alții cu... Argonauții. Argonauții, altă brigadă. Asta era cu ciclopul, cu astea. Alexandru, ne pare tare rău. Ai fost foarte bun până aici, Alexandru. Eu pare că am participat. Da, te-ai mișcat foarte bine, adică să știi că nu vom ține mintea această încercare a ta ca pe una negativă, ci ca pe una pozitivă. Categoric. Mersi, băi. Da. Bine, colegule, să trăiești, ai grijă. Altă dată ești tânăr, Alexandru, ai viața înainte. Pupă fetele și ne auzim și cu altă ocazie. Numai bine. Focul sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.